E deschis sau e închis? E deschis? Da, da. Mă tăiești? Da. Știi cine sunt? N-ai cum să nu știi. Ei, nu. Știu. Poftim. Uite asta. Să-l scanez. Ce-ți face? Ce? Lăsați-o, doamne. Vă fac cinste. Fașiste. Hai, să fiți dănătos. Hai, te rog frumos. Și dumneavoastră. Te rog frumos, uite bonul cu alea, da? Dăm restul. Da. Și bonul, că vreau să te reclam. Să-ți trimit, hai, dăm bonul fiți, că dăm bonul fiți. Dai și la băuturul la pahar, da? Ha? Dai și băuturul la pahar, da? Hmm. E cum dracu, cum doamne, da, nu, în fine. Hai, ia, cum bați la casa de marca să văd eu, da? Dai restul și bonul, hai că te-am prins acum, dă numai închizi magazinul. Înțelegi? Ei, ei, nață, ia uite, ai și dosar de evaluare, de risc. Filmează camera aia, da? Camera, Jane, doamna, auzi, domnule, dar dumneata e soțul lui doamna de la poștă? Am fost pe teren acolo, aveți văcuțele pe acolo, ia lui dumneatale, facele alea? Stai un pic, dar cine ești dumneata, domnule, că mi s-a spus că ești și dumneata. De ce am venit eu aici la dumneata la magazinul ăsta? Că n-am venit eu degeaba. Mm-hmm. Vrei să-mi faci mie cinste? De ce mă cunoști? Dar de ce ești așa bun cu mine? Ce anume? De ce vrei să-mi dai? De ce? Poftiți. Ia să vedem. Ha? Ia să vedem noi. Așa de norocos sunt eu? Bonul numărul 1? Dom'le, la ora 1 e bonul numărul 1? E 1. Da, cât? Câte bunuri că ai dat 1300 de... Uitați aici, domnule. E 13 și un minut. Asta e 13 și... Omule, 13 și un minut. Câte bunuri ai dat pe zi? Uite, domnule, e bonul 15. O, dacă e bonul 15, pe mă, tata, ai bunuri, măi, nene, ești corect. Alții nu dau bunuri. Stai să-mi iau sucul. Așa. Am luat și glama tale. Vezi, fii atent că s-a reclamat. Că știu de ce. Sănătate-i! Da, în cuie! În cuie! Nu lasă-mi e chive! E 1 și 30! La revedere! Dar cum se numește firma? Cum se numește firma? Că nu e asigurată. Gata, pleacă! Pleacă, nu s-a așteptat că vin eu. La revedere, la revedere, dar nu mai pune centura. Tărăpăpă, tărăpăpă, tărăp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 
Și nu mai sunt lemnele, i-a stricat culcușul. Ce vrei? Stai că mă întorc și la tine. Nu, că nu-i mai bagă la marfă. Să duce, să trimită un fax. Un fax. Uite, poșta, tată. Rubenia a venit cu marfă. I-a luat bonul. Nu s-a așteptat, că așteaptă. Ia. Unde ești? Ați venit să aduceți marfă? Ați brodit prost? Ați brodit prost? Aul. A fugit omul? A fugit, a? Cum a văzut și cam râie pe capre, capre pe oaie. Ia. Ia uzi, băi, băiete, băi. Păi, băiete. Vă sunați? Nu vreți voi să vindeți? Nu vreți voi să-i vindeți marfă? Noi vrem. Ăsta a fugit, s-a dus și că i-am povestit ceva de niște văcuțe, înțelegi, pe acolo. Și s-a dus să plângă la nevastă. Ce nevastă? Auzi, dar cum se numește firma asta după aici, că eu tu nu scrie nimic? Hai, sănătate, taică și noroc, saltare, taică și noroc, cum spunea Vasile. Tomazia, aiu, are cameră. Auzi, dar nu e soțul doamnei poștărițe? Nu, dar cine e? E un vecin. Da, Amantul? Da, magazinul al cui este? Al lui Dumitraș cu Popescu, nu știu cum îl cheamă. Ce e ăsta? Lucrează pe la primărie? Nu. Da? Nu lucrează, nu. Nu, e la sindicat, pe la ăștia, pe la guvern, nu știu unde. E plecat pe la... Le auzi? Aici cum e, că bănuiesc că vă oferă condiții înăuntru. Cei care vor să bea la pahar înăuntru, poate să bea. Nu să bea la pahar, înăuntru. Bem o cafea aici,
Avem nu, dar iarna cum e? Nu se servește la pahar. Iarna cum este? Nu se bea la am pahar. Am înțeles, da. Iarna e zăpadă, e frig. Nu te înțeleg, cauți, dar nu ai ce să... Uh-huh. E frig, nu servește la pahar, dacă am înțeles. La pachet. La pachet? Da, îți iei acasă. Am înțeles. Uh-huh. Mă duc să-l salut pe Jean. Valjean! Ai citit Jean Valjean? Nu, l-ai citit? Părerea ta, dacă tu ești din Târgu Jiu și să vedem de citit. Așa? Am făcut la numărul 284. Ce e la numărul 284? Școala, nu, la petrol. La petrol? Da. Ce este un cap hidraulic sau o pompă? Sau o pompă de noroi? Electrotehnică. Electrotehnică, abia stau unde decât ce motor are, sincron sau da sincron? Sincron. Sincron, da? Bine. N-am terminat studiile, că m-am căsătorit. Nu l-ai terminat? Nu. Pompa de noroi are ce fel de motor? Cineva? Pompa de noroi. Păi nu am pompă de noroi. Păi ai spus că ai fost în domeniul petrolier. Păi nu, păi am făcut. Masa rotativă păi acționată. Păi nu prea mă, n-auzi. Dar în școală n-ai făcut școală. Păi ce, electrotehnică ce făceam? Făceai la o pilă și la un strung în 84. De câți ani ai mă tu de-ai făcut pasul? Rele 13 spune ceva? Releu? Nu cunosc fratele meu. N-am făcut. Electrician? Nu sunt electrician. Mata, ești, ai făcut electrică? Nu, zidărie, tencoară mecanizată. Am înțeles, pe pompe din alea, da? Nu pe pompe, nu. Păi mecanizat, ai zis. Păi mașină de tencuit mecanizată. Păi aia, mecanizată, zidărie și tencuit mecanizat. Zidărie mecanizată, mă. Nu, omule, tencuială mecanizată. Păi da, păi și tot ce v-aș spune, nu uite, că dacă cu mașină. Păi, la revedere! Îmi spune, ceau, revedere! Ai lucrat în Italia? Niciodată, n-am ieșit la pompe. Dar ai fost electrician? Am fost la pompe funebre. Băgai instalație la cabouri. Nu cred, eu că a fost... Spune-mă că băgai instalații la cabouri. La pompe funebre, păi zice. Păi dar voi nu știți, mă, că se bagă și instalații electrici la pompe funebre? La pompe funebre păi nu da. Cred că se bagă. Păi da, asta e părerea ta, eu vreau să am muzică, păi dar nu dacă... aer condiționat... Și ce te bagă la pompe funebre? Păi da, ești la pompe, da? Dacă fac cavou și pompa funebră stau... este o firmă, nu păi e... Da, da, ăsta electrician nu face nici... La cavou, poate. Păi nu cavou. Sau groapă? Nu, nu. Asta cum la pompe funebre? Păi pompe funebre sunt aia care de care face cruci. Și la aia, acolo... Acolo aia electrică care îi pune... Nu mai e bine. O doitură cu mic? A, nu, l-am ziceam să-i cărăm un pian după trepte, să-l dăm jos. Nu, pianul după trepte nu. Dar cum? Asta e claviatura. Păi lasă, aia nu. Claviatura. Că care e claviatura, măi omule? Că care? Am înțeles. Jane, Jane, vin la tine, vin! Ce țuică și pălin! Nu mai sunt căruțele, ia lemne, ia lemne. A fugit ăla. Ce-a zici? Omule, iată-l pe Jean, Jane, tată, iată-l și pe Costinel, Costinel, prietenul meu! Păi mă, dai, și că mă duc la Jean, mă. Jeanica, pupa-te ar tata. Ce a zis să-l voteze lumea? Ce te bagi aici? Păi dacă am spus să-l voteze. Nevastă să-i verișoară cu nepotă mea. Votați-l pe Costinel, poți să zici, da? Nevastă să-i nepotă mea. N-auzi? Votați-l pe Costinel. Mătăliță, eu zic... Soacră s-a fru, da? Eu zic, eu mă... Te pupă Jean, mă! Sunt în roșu! Mă, te pupă Jean! Sunt în roșu! Mă, te pupă Jean! Am mașină roșie! Ai mașină, de unde ești, mă? De la Jean! Jean Valjean! Jean, prietenul meu, ce-i chepă frumoasă de doc, domnul doctor, domnul doctor! Eu așa văd! Doamna asistentă! Doamna pompier cu domnul pompier! Doamna pompier! Hei, hei, hai greșit, stai că spun eu! Hai! Doamna dirigintă. De poștă. Domnul Jean. Stai, pic, doamna dirigintă are acum izlas. Bros, mene, cu ea. Ăsta e cu apă. Nu, nu, n-ai înțeles. Diriginta are solar în curte, în curtea școlii, corect? Am dreptate? Da, da. Da. Hai, asta are acum solar, are solar. Hai, asta ce este asta? Ăsta e la ape. Ce cu apele? La ape? N-auzi că a fost acuzat primarul că cică fura apă, eu nu cred. Nu cred, nu cred. Ăsta ar fi pe Cristache Marțiol. Așa, ce-i cu ăsta? Cel mai mare mișel. Ăsta a fost cu aurul, cu... Cel mai mare ce? Cu aurul, cu peste. Unde dă băut, dacă o să duce. Se face o reclamă lor, Cristache Marius. Și ăsta ce este?
Asta e vicele. Pa, asta e vicele care fuge de mine. John. Care a fugit pe geam când ai tu spus. John care a fugit pe geam, da. Un amigo. Ia, un amigo, un prietenul lui Matale, ha? Păi n-am avut de beneficii la el. Per chi, amigo? Nu știu, da. Asta ce este? Ce cu ăsta, săracu, că zici că e la pensie? Cu ana asta nu o cunosc. Omul ăsta zici că e la pensie. Ești la pensie? Nu, e că mai mic, e mai mic ca mine. A, îmi place de omul ăsta. Păi nu, că e... Și doamna e la pompieri? Mie îmi place de doamna. Salut! Nu știu unde e, dar îmi place de ea. Bine, am înțeles. Și doamna? Nu cunosc. Domnul? Bă, tinerel? Ia stai așa, două secunde. Hai că o cunosc pe asta. Nu am fost la primărie, ca să spun. Așa, da. Astea cred că le-am văzut la primărie. La primărie. Cine e ăsta? Nu cunosc. Cine e ăsta? Ce face? Ăsta e un copil cu minte, am lucrat la un vecin lângă el. Bravo, e la fel ca asta. Cu actele. Nu. Ăsta e cu actele. Nu, ăsta la altul, nu-i doctor ăsta? Nu, ăsta e căpățânosul. Mi-a luat mie două adeverințe, am plătit că, când era în pandemie și la buletinofină, m-am dus așa. Deci mi-a spus noi legătură cu primăria. Cu... Căpățânosul? Da. Dar de ce? Nu, nu jine. Nu, la supoziție care capul mare. Și ăsta ce este ăsta? Nu-i doctor? Nu e doctor, bă, ăsta are fisoarul vicarul, lapte are cărciumul la Zâmbrești. Am înțeles, e cărciumar să trezi, nu-i dăm văscăuți? Nu e, nu, la Bratislava... Îl cheamă Zgăberță tot de? Nu. Nu e, am înțeles. E nepotul lui Ion Creangă. Cum al lui Ion Creangă? Păi eu acum plec la el. La Broșteni, mă? Păi tu unde ești, mă? Nu ești la Broșteni? Omule, Ion Creangă, uite, acum plec la Iași. Păi la Broșteni, mă, lasă-l pe ăla de la Iași. Ai, altul. Ia, dar mai știi că e un Broșteni aici? Da. Unde? Uite înainte, la intrare. Unde, la intrare. Unde, mă? Ai încolo, pe încolo, nu mai. Nu știu că e aici când te duci spre Națională, pe stânga, pe așa. De. Am unde dat acolo la grădină. Sutele alea de tone de gunoi acolo, le-ai văzut? Nu. Noi. Ăsta ce este? E preot? Nu-l cunosc. Nu-l cunosc, nu te cunosc, plec la parte. Ăsta? Nu-l cunosc, mi se pare ăsta. Ăsta cu palar tata de Jean. Hai mă, de ce? Hai mă să-l mângâi pe Jean, mă, bă, palar tata. Bă, și pula, nu mă îndierezează, scuze mă. Bă, te audă lumea, te nepoți, e treaba ta. Ăsta cred că e frate cu... Lasă-mă în pace cu ăsta, Jean, ăsta. Jeana, Jean, cu palar tata. Jeane, tata. Ia să te vezi cum fugi tu. Ce ai făcut, mă? Te-ai cumințit? Nu mai ești tu ăla care te ridică, te s-a cumințit. Ia stai, mă. Da, fii atent. Fii atent. Ce părere ai de penelistul ăsta? Băi, e un... Copărșeiaș. N-auzi, copărșeiaș. E prieten cu mine? Ăsta? Ce ai făcut, mai început să vinzi tu, mă, candele, lumânări? Nu, lumânări, ce că nu. Da, bă, da, lumânări, candele. Să vinzi tu, mă, cărăbune. Și a venit prin 112 poliția. Că de ce vinzi, mă, tu, candel? Atenție, vedeți că aveți norocul ăsta, că asta are o firmă funerară legală. Bă, legală. Hai dacă luăm pe aici, da, să vezi câte firme nepotă, legale. Nu, că nepotă mea. Cine, dar tu ai luat pis de ăla, nu te... un creștin m-a bătut. M-a dat de mea julet. Copilaș de 15. Ortodox sunt. Nu ești ateu. Sunt ateu. Ești ateu? Da. Și ăla creștin. Ia fă-ți o cruce de ateu. Da, ateu nu are cruce. Fă-ți o cruce. Nu are cruce ateu, măi, domnule. Ție mare jigodie te-ai făcut și tu. Eu m-am făcut jigodie, da? E nu-ți mai dau mamă, nu. Omule, drăguțule, dacă mă faci jigodie, o iau ca pe o jignire. Eu zic că... Altfel nu vorbeam cu... Mă cunoști? Nu. Te am auzit despre... Ai auzit despre mine. Păi, uite, a trecut anaful! Nu-mi place lucrurile astea, pentru că nu. Costinele, tată, stai aici. Tu, dacă ajungi la putere, bine. Păi nu, că dacă vrei bine, să faci problema ta. Stă bine și acolo. Dar eu mă duc la Jean. Jeanele, tată, Jeanele, tată, cum tu jignești în... Bă, vezi că am o filmare cu tine. Cum tu îți bagi joc de cetățeni. O pun filmarea. Când a făcut un canal, ci se luă. Da, da, frumos. Ce frumos. Randafirei. O frumos ai făcut acolo. Patraule, ce faceți, mă, dormiți? Pă, voi? Nu, jenică, nu dormim. Hai că vin la tine la primărie. Deci, stăpâna văcuțelor și al terenului, da? Și stăpâna poștei, poștă. Ei, vacile, mai nou, ăsta este gardul școlii, atenție, da? Ăsta și-a cumpărat gardul ăsta, da? Nu sunt furăciun, nu, le-a cumpărat, da? Ăsta este gardul școlii. Gard. Și aici sunt căsuța vacilor. A tras gard la școală. Atenție, asta e școală. Bine, școală Paradit. Mă, nu cumva ați luat proiect? Vă întreb. Pe apia
că aveți teren și faceți cu legume, cu fructe, cu vaci necrotaliate. Doamna dirigintă de la poștă, unde ai fugit? Vezi că ți-ai luat amendă astăzi. Ai auzit? Ți-ai luat amendă. Deci, gardul ăsta este al școlii. Curtea este a școlii, de la putere. Limita de proprietate. Câți melci găsim aici, 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 pe metru pătrat? Și-a pus ea plasă, da? Și nu are nicio hotărâre de consiliu. Aici studiază vacile. Fără crotalii. Da? Școală și toate astea. Dragi polițiști. Era trecere aici. Grădiniță. Tot în paragină. Da? Așa arată o grădiniță în paragină. Nu mai sunt copii. Păi normal. Cum părinții să mai progreze? Ce treacă strigă ăla? Ce strigă mă ăsta? Fiare vechi. Lasă-l pe ăsta cu fiare. Că trăiește și el. Și ăla cu pui. M-am legat eu, mă, de un cetățean că își pune lemnele pe domeniul public. Nu m-am legat, mă. Ei, cetățenilor, supărați-mă. Cum împără săracul? Deci, vii în curtea școlii. Intri în curtea școlii, da? Și așa arată o școală. Băi, băi băiatule, tu candidezi, mă, tu ai pretenții, mă, să fii votat, mă, să te voteze, mă. Bă, asta ai înțeles tu? Când ești votat, ai te ridici tu în pretenții? Păi de ce nu mai sunt, mă, elevi? De ce nu mai sunt, mă, elevi? Pa, pa! L-a prins! L-a prins, mă! Bă, l-a prins polițiște! Da! Băi, ce-mi placă de așa. Haideți, bă, că am glumit, mă. Fii atent, omul ăsta ce tare e. Nu, nu cu voi, nu cu voi. L-ai auzit când striga? Cu hupa? Dă-mi documentele. Uite și aici. Are fiare. Fii atent. Cum justifică el? Ce-ți uiți la noi? Ce-ai făcut? Nu, lasă, nu, ce-a făcut. El nu știe ce-a făcut. Dumneavoastră nu aveți treabă cu domnul. Așa. Mașină de bulgare, vezi ITP-ul? Lasă-l, ce așa, deja. Atenție, are minor în față? Are minor în față? Ia uite-l. Are, da, da, da. Ia uze-l. ITP-ul. Ia uite-l, are aici. Vezi că are? Are o gaură pe partea dreaptă. Și să vezi ce are în mașină. Dacă are certificat de transport și mai ales pentru baterii, el care baterii? De ce treaba am eu cu copii? De ce le-ai cu tine, mă? Hai! Lasă-mă numai pe voi, tamă! Plânge copilul. Nu ți l speri numai, lasă vrăjeala, mă, băiatule, mă. Salut, Jane! Sănătate, fotograful! Fotograful de la criminalistică! Bravo, tinere! Și el e tânăr! Vezi că e culmea că a dat peste un polițist care știe cam multe. Deci, el trebuie să arate dacă are documente la fiare, dacă are atestat să transporte baterii cu acid. Păi unde am eu baterii? Păi nu știu, să uită polițistul. Păi, te-ai uitat să vezi ce are el în mașină? Nu, 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 are și baterie. Are baterii. Dă-ți pe ușa ca să mă uit la marfă, nu, ce nu înțeleg.
Vezi? Ca să uite-te, vezi dacă are baterii. N-am nicio baterie și nu ia baterie. Nici o baterie. Păi nu strigam prin coarnă baterie și asta. N-am nicio baterie. De unde ești? Am luat, n-ai găsit. Da, de unde ești? De unde? Mă însoțești la postul de poliție de ăștia. Ușură, vezi că e pregătit. Acum am fost cu el la acțiuni. Să nu se sperie, da? Nu face nimeni nimic. Luăm măsurile legale. Când desfășură o activitate, trebuie să-ți asumi niște riscuri, da? Știi la ce te expui. Fii atent. Vezi să colecționează în puncte fix autorizate remarcă. Ia fii atent. Să te uiți aici, da? Și să justifice de ce este decupată, da? Ia, vină puțin. Ia. De ce ai decupat lucrurile? Păi s-a decupat el. S-a decupat singur? Singur. A găsit bucată din tablă. Ce? Bă, vezi că n-are ce unghi în păr, băiatul. Ia. A fost în spațiu ăsta de vizitare. Da, mă. Ce nu-i explică eu, omule, mă, ca să înțeleagă mai văzut? Înțeleg că tu ai atestat, spune că ai atestat să car hier vechi. Ești autorizat. Ai un document la mână. Deci spun clar că nu ai, că n-ai cum să ai, că nimeni nu vă autorizează văzut. Ca să colecționezi fiare vechi, material feros vechi, pe șosele după la oameni, așa? Dacă vrei să desfășuri activitatea asta, îți faci centru de fier vechi. Da, autorizarea, mă, nu mai vin pe aici, nu mai vin. Cu platformă. Mergi la mine la postul acolo, măsură legală. Cu platformă betonată, pe nu eu l-am, eu eram într-altă parte, da? Și am zis, prr, și zic, ce-am făcut, mă? Ce-am făcut, mă? Că am zis, lasă-l, mă, să trăiască, mă, dar... Păi nu se sperie. Hai, că nu-ți face, mă, nimeni nimica, nu te reține, nu te arestează. Să ridicăm până de la documentă, da? Ca să nu bloc într-un mai, să am la poliție. Ai vrut tu să te faci un polițist corect. Auzi, ci că dacă își face datoria, ci că e rău. Dacă nu-și face datoria, ci că e corupt. Deci, prefer să fie rău. Salut, tinere, nu te uita? De 4 ori te-am lăsat. Dar nu, eu te-am reclamat. A făcut mașina asta, a făcut-o prr, prr, prr. Salut. Nu mai mă duc la acolo. Mă duc după ei. Mă duc după ei. Da? Hai, să o luăm așa, ușor. După ei, după ei. Așa, merge treaba. Ia uite, tata. Ce... Mamă, ce uși de vultură are polițistul. Și-a dat de muncă polițistul. Eu eram în curtea școlii. Filmam să vă arăt unde facile învață. Bine, sunt în studii. Ce uși de vultură are de șuim. Polițistul are uși de șuim. La brușteni. Am auzit-o pe Nina când a făcut, bine, nu Nina Poștărița, să nu o credeți că era Nina. Nina era prin curte, pe acolo. Pregheta băncile, le ștergea băncile, le dezinfecta. Vișina. Aici sunt oamenii care, spune domnul primar de la Drăgănești, că mi-aduc ăștia bani cu porcoiul. Vă aștept. Vă dau numărul de card, da? Pe Revolut. Și dacă vreți să-mi băgați bani ca să îmi iau motorină, și să vedeți spectacolul ăsta. Și atenție, băiatul ăsta și cu nenea fotograful astăzi și-a scos salariul pe 5 ani. De ce? Pentru că sunt băieți deștepți și lucrează la poliția română. Da? Iată pe cine înjurați voi. Da? Eu nu duc o luptă cu poliția română. Iată că merg pe bandă și fac filmări în direct și în reluare. Dacă voi aveți impresia cetățenilor care sunteți și spuneți noi suntem pocăiți, ai numai tare că îmi sperii copilul. De ce l-ai luat, mă, cu tine în căldură, că n-ai aer condiționat? De ce îl chinui tu? Și o să-mi spui noi muncim. Hai că te... E bine când te-a bătut rărumii. Nu m-a bătut, mă, niciun rărom. Eu n-am fost bătut niciodată, mă, de rărom, mă. Bă, popular, cum se spune, inimă de țigan. Un țigan nu se coboară, bă, la mintea violenței, mă. Eh, pentru că eu am prieteni, tată, și vecini, care sunt de
o calitate extraordinară, da? Ăsta nici nu știu unde e poliția. A învățat, tată. Este pe dreapta, la dreapta și apoi la stânga. Da, uite ce frumos, o statuie aici. Așa, ne-am așezat aici. Așa. Nimica, mă, ce fi. Să ne vadă, să vadă lumea. Cum? Lumea de la adunare, de la Pucăiți. Ești la adunare? Da, să fii sănătos. Cum? Să stărească copilul. Să ne primezi. Să vă vadă lumea. Vezi că ai găsit un polițist corect? Treaba ta? Treaba ta? Eu nu arunc vina pe el. Eu arunc vina pe mine. Cauzeam. Fiare. De ce ții, mă, copilul ăla în căldură, mă? N-ai, mă, milă, mă, de-l că tu muncești, mă. Mașină, de ce te agiți? Dă-i drumul la rugăminte, nu-ți spune meu copii. Toată lumea ți-a vorbit frumos, respectul. Și ce rugăminte am? Când ai mai venit la tine, ți-a dus două steaguri. Am înțeles. Legea 75, da? Da, unul la devă. Când ai mai venit pe aici să le văd. Deci trage copilul, aduc copilul să stai aici pe scară la umbră, da? Îl pun aici pe scaun, îi dăm o sticlă cu apă, dacă ai să-ți dai copilul. Mai zicești că s-a speriat. Păi se speria, mai sperie că dacă vine aici, mai se rog. Cine l-a speriat? Nu se sperie că de, a auzit de poliție, dar se sperie. Păi este în serviciu, dar dacă ai că se sperie la poliție. Nu-l iei. Nu-l mai iei cu tine. Copilul lasă ca să doarmă la urmă. Nu-i pe o chestie de genul că ai copil cu tine. Hai că ți-a zis, hai că zis. E pregătit polițistul? E pregătit. Atenție, el nu-ți face nimic, stai liniștit, tu te cu încredere. Te-am lăsat, am plecat, m-ai auzit? Polițistul, am plecat. Nu, am plecat, gata, nu mai te las, mă duc că am treabă. Hai să trăiești. Să trăiești, ești un minunat. Dragii mei, poliția română, așa cum am spus, prin angajați, prin prestările lor de servicii față de cetățeni și asigură calitatea vieții noastre și a bunurilor noastre, mai sunt și șoimi. Ăștia care dai noroc cu ei. Bine, eu... Are toaletă înăuntru. Iată, e clar. Eu mai găsesc șoimi din ăștia când dau noroc cu ei. Și mă ajută să-mi bag motorin necondiționat. Da? Dar nu-mi dă bani să cumpăr votul. Umblă un zvon că la șoi mare e unul portoșfel sau portoșel și că plasează și unui cuocu face așa clunc, clunc, nu, stai bine. Unui cuocu care face opa, cuocu face clunc, clunc, clunc și dă bani. Da? Nu mă uitam, voi aveți toaletă înăuntru? Ce ai zis, măi, omule? Nefuncțională. Nefuncțională? Și voi faceți acolo? Da, nu mai am spate. Vai de mine. Măi, șofule, de la IPJ. Te provoc la o chestie civilizată. Vine portoșel ăsta de la șoimar, care face cu ochiul, umblu în zonă. Să dă bani să se cumpere votul. Ce nu știi tu, măi șoimarule, care ești tu ăla prost și dai bani, vezi că ăștia stau cu cătarea pe tine și din clipa când faci chestia asta, ăștia te lasă. Te lasă să dai bani, tot așa. Te lasă și te aduce aici. Vine polițistul și are buton, atenție, buton. Ta-dam! Nu. Vine comandantul IPJ-ului să-i verifice pe ăștia la acte. Să-l întrebe pe Motan de ce a săpat. Bine, Motan. De ce? Cine le taie lor lemnele, mă? Astea-s gata-i stolite. Le dă și după geam. Un polițist pe partea alta care-i aruncă lemnul.
sau nu, unul pe aici taie lemnele și altul le aruncă pe acolo. Și vine comandantul ăsta de la IPJ, acolo e GTI, da? Să verifice și îl trece căcăța. Înăuntru nu funcționează, da? Și vine aici. Păi să uite el, ce-o fi mă asta? Cabină de voce? Bine, eu fac pamflet, motanu. O fi cabină de voce. Și pune, apasă pe buton. Bine, nu, amprenta. Pac! Fii atent, asta e toaleta voastră. Vede toaleta și zice comandantul. Comandantul ăsta de la IPJ. Bă, dacă eu n-am dreptate, comandantule, n-am făcut nimic. Dar când ai venit tu să te caci aici, să vedem unde te speli pe mână. Pe mâini. Băi, Jane, bă, dacă ești tu un primar bun, fără, bă, condiții și la aștept, gratis. Că ți-a pură bunurile. El e nenea fotograful. Nu dați banii pe prostii. Faceți poze la copii. Nabelea. Ai văzut, mă? Toaleta ecologică, dacă nu aveți într-o lună de zile toaleta ecologică, dar nu sunteți în stare să le faceți nefuncționabilă, mă supăr pe voi. Baterii, dă-mi un smart dacă vreți. Deci promit că nu dau... Nu te-ai ridic așa acolo să vezi. Urcă-te pe aia, că nu te-ai. Aici e problema, că dacă e la baterii, ia cid. Ia cidul. Să-l verificați de unde duce el fierul vechi, da? Firma respectivă, de câte ori a dus el fier, pentru că trebuie să plătească impozit. Deci de câte ori a dus el, da? Și el trebuie să plătească impozit. Ta-da! De câte ori a dus el fier, da? Acolo trebuie să fie număr de matric. Atenție, eu nu i-am dat suplet, dar polițistul ăsta e prea insistent totul. De ce îl plătește statul să fie insistent? Pentru că știe meseria, da? Adică vreau să, eu vreau să plec. Pot să plec? Mai e vreun gând din ăsta așa să... Nu? Deci eu pot să plec, a? Nu, mă gândeam, zic, mai ești și nu știi ce să-i mai verifici. Cauciucurile, să vezi presiuni. Serviciu ușor. Popor creștin, popor ingrat. Această comună este patrulată și păzită. Atențiune, atențiune. Trece cățelusul, face un salut. Bă, nu te duce la poliție. Pleacă, bă, de acolo. Ce-ai? Nu ne încurca! Păi, așa ceva n-am văzut, polițistul ăsta ce insistent e! Yeah.